Un tribunal din sudul Indiei l-a condamnat pe un bărbat la 10 ani de închisoare, fiind acuzat că și-a determinat soția să se sinucidă pentru că nu era mulțumit de zestrea pe care a primit-o de la părinții acesteia. Curtea districtuală din statul Kerala l-a găsit vinovat pe Kiran Kumar în temeiul unei legi în vigoare în India și anume moartea din cauza zestrei. Zestrea este reprezentată de cadouri în bani sau obiecte oferite de familia miresei familiei Mirelui în ziua nunții. Zestrea este ilegală în India, dar cu toate acestea este un obicei foarte des întâlnit. Kumar se declarase nevinovat la începutul procesului. El era căsătorit cu Ismaya Nair de aproximativ un an, când aceasta a fost găsită moartă în baia casei familiei soțului ei din Kerala. Familia lui Nair fusese de acord să dea lui Kumar 100 de monede de aur, un acru de pământ și o mașină drept zestre, dar acesta nu a fost mulțumit de modelul vehiculului și a cerut mai mulți bani, potrivit documentelor instanței. Din acest motiv, Kumar și-a terorizat soția, a abuzat-o fizic și verbal pe toată perioada căsătoriei, s-a subliniat în timpul procesului. Își pierduse cheful de viață. Era atât de disperată și cuprinsă de un sentiment de deznădejde. A fost batjocorită sever din cauza zestrei, se spune în hotărârea instanței. Într-un interviu acordat, fratele lui Nair a spus că soțul ei nu îi dădea voie să utilizeze rețelele de socializare, să sune părinții și să-i viziteze pentru că era nemulțumit de zestre. I-am dat o mașină bună, dar nu a încetat să ceară o mașină și mai bună și mai scumpă, a mărturisit bărbatul. Deși a fost scos în afara legii în 1961 sistemul de zestre, rămâne profund înrădăcinat în societate și a devenit asociat cu violența împotriva femeilor.